Noi mergem mai departe. În perioada 12-20 mai se va desfășura Săptămâna Sănătății la inițiativa Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care este un puternic și activ promotor al sănătății și educației pentru sănătate. Organizatorii își doresc ca această săptămână să fie una bogată în proiecte și evenimente care să creeze cadrul necesar pentru o reevaluare și reconsiderare a sănătății și care în același timp să promoveze valorile și informațiile medicale legate de păstrarea sănătății care se găsesc în însăși cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Care sunt problemele de sănătate care vor fi abordate? Cum pot fi ele prevenite? Unde și ce evenimente se vor desfășura în acest sens? Aflăm chiar acum de la invitatele noastre. Este vorba despre Ana Maria Zamfir, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca și profesor universitar dr. Simona Gurzu, medic primar anatomie patologică, prodecan la Facultatea de Medicină în limba engleză, Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Domnia sa este alături de noi prin Zoom. Bună ziua, doamna doctor Zamfir, bună ziua, doamna Gurzu, și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumim și noi pentru invitație. Bună ziua, mulțumim. Așadar, Săptămâna Sănătății, și mă bucură această abordare și din perspectivă spirituală pe care, iată, Biserica Adventistă o inițiază, pentru că Biblia este plină de sfaturi practice, inclusiv sfaturi medicale, care nu sunt deloc în contradicție cu medicina alopată, din contră, ele fiind scrise acolo cu mii de ani înainte, iar ulterior știința le-a demonstrat. Chiar vin să susțină descoperirile actuale ale științei. Sănătatea este una dintre cele mai intime valori ale omului. Poate că nu știi să cânți la pian, așa cum spuneam, sau la vioară, poate că nu știi să mănânci anumite unelte, dar niciuna din toate aceste lipsuri nu îți impactează fericirea, calitatea vieții și așa mai departe. Dar atunci când îți lipsește sănătatea, viața ta este cu totul schimbată și nu te mai poți bucura de nimic din ceea ce este în jurul tău. De aceea este foarte important să înțelegem înainte să o pierdem importanța aceasta sănătății, și Săptămâna Sănătății și campania aceasta de informare a populației pe care Biserica Adventistă o desfășoară are tocmai acest rol și acest scop de a informa populația cu privire la cele mai delicate și actuale subiecte de sănătate, și încercăm să facem această informare a populației cu ajutorul celor mai buni oameni din specialitate. Adică mă bucur că o avem înainte alături de noi pe doamna profesor Simona Gurzu, numeroși profesori și conferențiari și-au dat concursul pentru ca aceste informații să fie transmise succint, dar foarte bine punctat către populație. Deci în fiecare seară de la ora 21, pe canalele oficiale de informare ale bisericii, pe paginile de Facebook ale bisericilor adventiste din toată țara, aceste filmulețe se vor difuza, de asemenea la canalul TV oficial al bisericii noastre se vor difuza toate aceste, pe YouTube le veți găsi toate aceste informații. Deci, practic, este o campanie de informare, cu filmulețe, cu prezentări din partea speakerilor, așa cum ne spuneați, personalități din lumea medicală, da, legate de diferite afecțiuni. Practic, care probleme de sănătate vor fi atinse? Cancerul și modul în care se poate face screening, doamna profesor s-a ocupat de dezbaterea acestui subiect împreună cu domnul conferențiar Vârcuș. Despre anemie, ce înseamnă anemiile, cum pot fi tratate, doamna conferențiar Oana Sârbu. Despre fitoterapie, pentru că suntem cu toții interesați de terapiile exact, naturiste, da, și în special de cele cu și plante. Și limitele ei, până la unde putem, când sunt indicate folosirea plantelor medicinale. De asemenea, legat de acest, se ocupă domnul profesor Cornel Tănas, este biolog. De asemenea, domnul decan al Facultății de Farmacologie din București, Carol Davila, domnul profesor Robert Ancuceanu, ne vorbește despre substanțele acestea naturiste și produsele naturiste, adevărul despre ele,
cât să avem încredere într-un produs cumpărat. În aceste suplimente alimentare, și care toată lumea le ia cu încredere, crezând că nu pot să aibă niciun efect secundar. Și veți afla că 90% dintre ele, conform Forumului European, care analizează tot ceea ce înseamnă supliment alimentar, nu își fac efectul, adică doar 10% îndeplinesc sau chiar au un efect asupra sănătății. Mă rog, multe informații... Și restul e placebo, probabil. Restul placebo, probabil, da. Sau mai mult decât atât, conțin substanțe foarte toxice și dăunătoare organismului. Aici dar, deja este într-adevăr grav. Sunt multe lucruri interesante despre suplimentele alimentare, care le veți afla de la domnul profesor, vă invit să-l ascultați. Dar o să revenim la tematică, dar pentru că doamna Gurzu, așa cum spuneam, este medic primar anatomopatolog și pentru că vorbim despre cancere și pare că numărul și incidența acestor cancere a crescut și am să rog pe dânsa să ne spună dacă spectrul tumoral are legătură cu, eu știu, stilul nostru de viață, chiar a crescut numărul de cancere sau vorbim doar de o perfecționare a metodelor de depistare în fază incipientă? Vă spun și eu bună ziua și mă bucur să fim astăzi împreună și să discutăm despre un subiect atât de important, atât pentru personalul non-medical, dar și pentru personalul medical, pentru că în ultimii ani, în ultimii 5 ani și poate chiar mai pregnant în ultimii 2 ani, ne confruntăm într-adevăr cu o modificare a spectrului tumorilor. Asistăm la creșterea numărului cancerelor diagnosticate în stadii tardive și asistăm la o creștere alarmantă a cancerelor la tineri. Chiar zilele trecute discutam cu unul dintre colegii gastroenterologi și îmi spunea nu știu ce se întâmplă, dar foarte mulți tineri deja vin în stadiu metastatic cu cancere de colon, cu cancere gastrice. În ultima săptămână deja avem 10 cancere de colecist în laborator, ceea ce acum 5 ani nu era o incidență atât de mare și mai ales la tineri. Firesc, stilul de viață, teama de a merge la medic, epidemia a schimbat foarte mult modul de raportare al pacientului la medic, la medicină, la sistemul medical și atunci toate acestea ne obligă cumva să ne implicăm și în educația medicală și nu doar în tratamentul de zi de zi al pacientului. Firesc, eu ca și patolog examinez cancerul la microscop. Eu văd ce se întâmplă în organismul uman, practic prin obiectivul microscopului. De aceea am ales în filmulețul despre care vorbea doamna doctor, am ales să discut despre ce se întâmplă cu țesutul pacientului și despre teama pacientului de a face o biopsie. Pentru că știm deja că există un mit popular cum că dacă încerci să iei ceva din cancerul respectiv pentru un diagnostic, împrăștii tumora în organism. Ei, din cauza acestui lucru, foarte mulți pacienți vin deja în stadii avansate. E cumva un semnal de alarmă. Haideți să mergem la medic înainte de a apărea simptomele sau înainte ca tumora să fie în stadii avansate, pentru ca supraviețuirea cumva să crească. Despre asta este cumva vorba în filmulețul despre care eu voi vorbi. Dar pentru că am încercat cumva să combinăm aceste clipuri care vor fi difuzate, prezentarea va avea două părți. Prima parte va fi despre screening-ul și diagnosticul cancerului, iar în a doua parte, domnul conferențiar Vârcuș de la Timișoara, medic chirurg, va discuta despre tratamentul cancerului, tratamentul preventiv și tratamentul curativ, firesc, utilizând experiența dumnealui ca și chirurg de foarte mulți ani. Dar haideți să revenim la aceste modificări din sfera oncologică pe care, așa cum ne spuneați, le constată colegi de-ai dumneavoastră și dacă s-au identificat, eu știu, anumite cauze din stilul nostru de viață de zi cu zi care ar putea favoriza, iată, o creștere a incidenței cancerelor. Este suficient să te uiți la știri doar într-o seară, să vezi că există un scandal al pesticidelor utilizate în tomate și deja știi oare de ce peste 3 ani voi vedea altceva la nivelul stomacului. Vorbim firesc despre alimentație, dar nu doar despre asta, pentru că și stresul zilnic, oboseala cu care ne confruntăm, toate aceste suplimente despre care vorbea doamna doctor, luate uneori fără sfatul medicului, și chiar zilele trecute am văzut o colegă și
m-am speriat așa un pic, o colegă care lucra în sistemul medical cu o cutie foarte mare și o întreb, dar ce ai acolo? A, păi zice, am un praf cu ceva proteine și suplimentez și eu așa din când în când. Ei, nu știu dacă pastilele și proteinele practic înlocuiesc mâncarea pe care ar trebui să o gătim zi de zi în casele noastre. Așa este, dar suntem în secolul vitezei și iată că am prefera o pastilă pe care să o înghițim, un praf pe care să-l dizolvăm într-un pahar și astfel să înlocuim mesele. Cât de nocivă este această atitudine? Ne dăm seama foarte puțin ce mecanism fin reprezintă de fapt corpul nostru. Cât de fin suntem reglați, cât de important este să păstrăm acești parametri biologici în limite normale. Nu putem să introducem orice, în orice cantitate în organism. Consumul acesta în exces, de exemplu, de proteine, fie animale, fie faptul că adăugăm proteine, duce la apariția cancerului colorectal, cancerilor digestive. Cancerul se hrănește cu proteine. Dacă noi venim cu supliment de proteine pe o patologie care este deja canceroasă, lucrurile sunt foarte, foarte dificile. Tocmai și contează stilul de viață. Iar textul pe care l-am folosit și am văzut că l-ați afișat este ca Dumnezeu să vă sfințească pe deplin și când ne gândim la sfințire, ne gândim și Pavel continuă Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie sfințite de Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu îl interesează numai partea aceasta spirituală, ci îl interesează și ce mâncăm. Și corpul fizic. Și corpul fizic. Să avem grijă de el, să introducem în curățenie. Exact, da. Să consumăm alimente sănătoase. Iarăși s-a vorbit apropo de cancere și consumul de tutun. Consumul de tutun este unul din factorii majori ce duc la apariția cancerului, la orice nivel. Am avut săptămâna trecută o doamnă cu probleme ale membrelor inferioare, bineînțeles, aceasta este specialitatea mea, a intrat la mine, ne-am uitat împreună la AngioCT și am spus, aveți indicație de intervenție chirurgicală, haideți să vedem când să facem operația. Și îmi zice, doamna doctor, aș face operația că picioarele mă dor de nu mai pot și de aceea mi-am făcut un AngioCT. Deci ea nu, dar mi-au descoperit un cancer la pancreas și trebuie să-l operez, fumătoare, înrăită. Și nu durea nimic, deci a fost așa o accidentală descoperit lucrul acesta. Din păcate, deși se fac campanii importante de screening derulate de instituții oncologice din țară, pentru cancer de col uterin, pentru de sân, exact, ecografii mamare am făcut gratuite, se fac și de alte instituții, pentru că adresabilitatea totuși este destul de mică, pentru că nu este... De ce să mă duc dacă nu mă doare nimic? Cancerul nu dă simptome decât în stadii avansate, tardive, când este metastatic. Da. De aceea, cancerele sunt pe ordinea de zi în cadrul săptămânii sănătății, care, așa cum spuneam, se desfășoară între 12 și 20 mai. Practic, la televizor sau online putem să participăm la aceste sesiuni de educare, de educare și informare cu privire la sănătate. Încă o dată am să vă rog să repetați programul și orele la care și unde putem viziona aceste prezentări. Deci se vor prezenta pe toate canalele oficiale de comunicare ale bisericii, paginile de Facebook, pagina oficială de Facebook a Bisericii Adventiste, canalul de YouTube al Bisericii Adventiste și al tuturor bisericilor adventiste locale. Nu știu dacă pot să spun că și pe Speranța TV dimineața și seara vor fi tot așa prezentate aceste filmulețe de la ora 21, nu știu dacă am specificat. E bine să mai precizăm o dată. Da, și ulterior le vom încărca pe YouTube și se vor găsi și acolo. Cine a realizat aceste filmulețe? Filmulețele sunt realizate de diversi cameramani. S-a muncit pe ele. Da. Ovidius, soțul meu, încât a făcut prelucrarea finală. Profesioniste. Pentru că știu că de aceea mă întrebați că... Da, împreună facem echipă, suntem așa aici. Mulțumesc și doamne profesor, știu că este extrem de ocupată și tuturor domnilor profesori și conferențiari care și-au dat concursul pentru a realiza și a transmite aceste informații oamenilor. Știu că sunt implicați și în alte proiecte, tot așa
de ajutor, facem mai mult decât a informa și diverse campanii prin care facem screening-ul populației, oferim ecografii gratuite, toate și lucrurile. Și faceți și campania antifumat, renunți și câștigi, care trebuie să fie la a treia ediție și abia așteptăm să o promovăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru informații, vă felicit pentru tot ceea ce faceți, iată, pentru sănătatea noastră a tuturor și așteptăm să vedem care a fost feedback-ul acestei modalități de organizare a unei campanii de informare. Mulțumim foarte mult. O zi bună. Și doamnei profesor. Îi mulțumim și doamnei profesor de la Târgu Mureș. Aici se încheie Prin Plan Obiectiv. Eu sunt Corina Ionuț. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și până data viitoare vă doresc toate cele bune. La revedere!